Liga Profesorilor Excepțional este un proiect care își propune să premieze profesorii care au reușit să producă o schimbare în comunitate, care au reușit prin implicare și metodologie să-și ridice elevii până la obținerea unor rezultate școlare de excepție la concursuri, la olimpiade. Sunt acei profesori preocupați de formarea continuă, de implicarea în cercetare și în activitățile extracurriculare. Acei profesori care schimbă destine și reprezintă un sprijin pentru copii Indiferent de mediul din care provin aceștia. Anul acesta în proiect au fost înscriși câteva sute de profesori, iar 20 dintre ei au ajuns în finală. Ce se întâmplă mai departe, vom afla chiar de la Tatiana Pașcovski, reprezentanta organizatorilor, pe care o salut acum. Mulțumesc foarte mult că ai venit. Mulțumesc, să vorbim despre mult un lucru de atât de important, atât de important. Dar, hai să începem cu începutul. Când și cui i-a venit această idee extraordinară de a începe o muncă în sensul acesta, de a aduna uh, nume de profesori excepționali pe care să-i uh, recunoaștem, să-i felicităm și să-i aplaudăm în această, în această gală pe care voi o. O Campania națională Liga Profesorilor Excepționali este organizată de mai mulți ani de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României. Iar anul acesta ne bucurăm că am avut foarte, foarte mulți uh, oameni care au aplicat, sau colegi, elevi, uh, părinți care au aplicat pentru un anumit profesor. Adică i-au înscris în concurs. înscris în acest concurs, noi zicem mai mult o campanie națională, Așa. pentru că una este concursul și alta este pentru că în această campanie vorbim despre demnitatea unei profesii care schimbă la propriu viitorul României. Absolut. Și din această cauză nu este un simplu concurs. Sigur că pentru ca să-i cunoaștem și pentru ca să uh, încurajăm pe toți ceilalți care să participe, am... Avem partea asta de concurs. În acești 20 care au intrat în finală, pentru noi sunt deja cei mai buni dintre cei mai buni. Să știți că a fost foarte complicat să-i alegem. Puteau să mai fie încă 10 sau 15 alături de ei, dar asta au fost regulile din start, din martie, atunci când am anunțat această campanie națională. Și acum, acești 20 sunt în marea finală și sunt uh, uh, poveștile lor. Sunt prezentate pe platforma vot.fundația.danvoiculescu.ro și invităm pe toți să cunoască poveștile, să le citească și să voteze profesorul preferat. Hai, facem așa. Povestește-ne și nouă, din, a, din sute de oameni care s-au înscris sau, așa cum spuneai, au fost înscriși, au rămas 20. Cum s-a făcut această departajare? Care au fost criteriile? folosite pentru alegerea acestor 20 de nume. Le-am anunțat din start aceste criterii. În primul rând, ne-au interesat metodele educaționale pe care le aplică. În al doilea rând, ne-au interesat rezultatele pe care le au la concursuri naționale și internaționale, pentru că în această ligă a profesorilor excepționale avem câteva nume a unor profesori care au ajuns cu copiii la competiții și la olimpiezile internaționale. Avem profesori care au dus câteva echipe. La concursurile NASA, la concursuri internaționale de robotică. Vorbim despre. Performanțe profes... extraordinare. Extraordinare, exact. Sau profesori care s-au implicat într-atât de mult încât au schimbat în totalitate comunitatea unde se află ei. De exemplu, au amenajat în totalitate școala pentru copiii nevăzători sau fac zeci de kilometri, zi de zi, ca să ajungă într-o comunitate și unde toată lumea o cunoaște ca doamna profesoară. Exact. Și de aia zic, vorbim despre niște profesori care chiar au niște reușite excepționale. Aici desigur că se adaugă faptul că au formare continuă, formare continuă însemnând inclusiv uh, nu doar master, dar și doctorate. Uh, formare continuă înseamnă inclusiv participare la uh, proiecte internaționale educaționale, pentru că avem printre acești profesori care, de exemplu, au promovat uh, sportul nostru național OINA la nivel european. De, a, de asta zic, adică au fost uh, niște criterii care ne-au permis să-i alegem pe cei mai buni. Mai avem două minute, două minute și un pic din, dis din, discuția noastră și aș vrea să îmi spui așa, dacă se poate, dintre toate poveștile pe care voi le-ați citit și dintre toate numele pe care le aveți acum și ați făcut această selecție, ce va impresiona cel mai tare? M-a impresionat cel mai mult faptul că avem profesori excepționali în toate colțurile României, pentru că acești 20 nu sunt doar din București, sunt câțiva din București, restul sunt din Satul Mare, din Iași, de la Suceava, de la Cluj, de la Timișoara, de la Târgu Mureș, Ei avem absolut prin toate, de la Galați, de la Ploiești, chiar avem profesori de peste tot în țară și în următoarea perioadă vom spune poveștile lor mai pe larg, pe site, acolo unde invităm pe toți să voteze vot Punct, Fundația Dan .ro, este varianta scurtă a poveștii Însă, acestor 20. Acestor de finaliști. 20. Însă, în următoarea perioadă, vom spune poveștile pe lungă acestor profesori, așa că vor apărea foarte multe materiale în presa națională despre acești profesori și vom cunoaște, și și îi vom noi. cunoaște în adevăratul sens al cuvântului. Vorbim cu copiii care, pe care îi educă, cu, cu colegii lor, cu părinții care le spun mulțumesc pentru ceea ce fac acești profesori și desigur că pe 18 iulie vom avea o gală dedicată acestor 20 de profesori în care îi așteptăm pentru că votul final se va da în acea zi. Așa. Adică atunci vom afla atunci vom cu câteva afla. ore înainte de gală vom ști Ierarhia. și ierarhia. Vă spuneam, toți sunt, toți sunt câștigători. Toți sunt câștigători. În acest moment, acești 20 de profesori cu siguranță sunt câștigători, cu siguranță fiecare dintre ei va avea un premiu, dar primii trei, așa cum e firesc, trebuie uh, să existe un podium. Exact, vor va fi un podium, dar cu siguranță în acea seară va fi o seară mi minunată, dedicată excelenței în, în educație, pentru că nu putem să avem o nouă generație de excelență tineri foarte, foarte deștepți decât având profesori care se implică și profesori excepționali. Eu îți mulțumesc foarte mult, vă felicit și vă doresc succes și mai vin la Jurnalul Cultural să ne povestești despre asemenea gale și despre excelența românească. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag! Continuăm jurnalul